Odată cu venirea sezonului rece se înmulțesc și cazurile de îmbolnăviri. Pentru a preveni îmbolnăvirea, medicii specialiști ne recomandă vaccinarea antigripală. Prezent în studioul Sălăjanul TV, la emisiunea Ora de Sănătate, medicul Monica Pușcaș a declarat că s-a început vaccinarea antigripală și că recomandă populației acest gen de vaccin. Vaccinarea în colectivități au medicii de familie vaccin de sezonul 2015-2016. Vaccinul este trivalent, cam fiecare an, este un vaccin inactivat. Se recomandă, sigur, să se administreze. Este modalitatea de protecție, practic, populațională. Scade transmisia între persoane. Dumneavoastră, ca și cadru medical, vă vaccinați în fiecare... M-am vaccinat deja, da. Sunteți de acord cu aceste vaccinuri? Că și aici există păreri pro și contra. Să știți că mie mi-este frică să încep un sezon de gripă fără să fiu vaccinată. Asta deci ținând cont că intrați și în contact cu... Exact. Și ținând cont de ce cazuri apar în ultima perioadă de infecții respiratorii extrem de severe, trebuie făcut, sigur că... Tot cu această ocazie, medicul a atras atenția că întotdeauna vaccinul are rezultate așteptate și că există situații în care persoanele imunizate se pot îmbolnăvi. Se menține aceeași indicație de vaccinare. Ideea este că imunitatea post-vaccinală durează un an, de aceea în fiecare an trebuie refăcută, da, și este strict de tulpină. Deci virusurile gripale se combină. Există, nu e neapărat obligatoriu ca în acel sezon să circule tulpina care este acoperită prin vaccin.